Doamnelor, domnilor, bună seara, bun regăsit la o nouă ediție emisiunii Mix Actual. Sunt Onelia Pescaru, ne auzim la Radio Brașov, ne vedem pe Mix TV cu primarul municipiului Săcele, Virgil Popa. Domnule primar, bun revenit! Bună seara! Nu aduce anul, ci aduce ceasul, cam așa s-a întâmplat la Săcele. Cred că un ceas de ploaie torențială a ras la propriu munca de câteva săptămâni a oamenilor care se străduiau să repare alte stricăciuni. Un an prost pentru Săcele din punct de vedere al precipitațiilor, din punct de vedere al un an foarte greu pentru Săcele, pentru județ și pentru țară. Știm foarte bine că încă din luna martie am avut probleme cu inundațiile și la Săcele. Atunci am făcut și o documentație. Costurile undeva erau în jur de 500.000 de lei. Costurile reparațiilor, pagubele produse. Am trimis documentația prefectură, guvern, din păcate nici în ziua de azi nu au venit acei bani, din martie. Știm foarte bine, inundațiile din 29 iunie, 2 iulie, foarte grave și foarte mari, am avut pagube însemnate, peste 50 de străzi pietruite din municipiu, în special în cartierele Baciu, Turchie și Cernatu, au fost distruse. Străzi care de-abia le făcusem înainte cu o lună, cred că ne-a costat undeva în jur de 250.000 de lei aceste străzi ca reparații. Totul s-a dus pe apa Sâmbetei în câteva ore. Sâmbetei. Iarăși am avut acum câteva zile, cred că luni, o ploaie torențială și ce am reparat în ultima lună, iarăși a fost stricat. E ca și un soi ne apucăm de meșterul manole, ce ziua lucra, noaptea se surpa. Ce face. Ați văzut ce vreme extremă este și sigur trebuie să ne adaptăm. Din păcate și la ora actuală avem mai multe străzi impracticabile. Noi sperăm ca în maxim două săptămâni cele 50 de străzi care au fost stricate, 50 de străzi pietruite și din păcate sunt străzile în pantă din municipiu. Unde aceia au curs la vale la propriu. Au curs torenții la vale. Deși noi în ultimii doi ani am făcut niște lucrări foarte mari și importante în Săcele, pe cursul a trei pâraie, lucrări de hidrotehnice, care s-au comportat foarte bine. Discutăm aici de lucrările pe strada Canalului, pe strada Morii și pe Valea Cernatului. Dar mai avem de lucru pe încă 9 cursuri de apă, deci încă vreo 2-3 ani. Aceste cursuri de apă, cele 3 de care vă spuneam, n-au creat deloc probleme. Deși am făcut acum un an și acum 2 ani, au fost foarte bine. Dar mai avem de lucru. Lumea întreabă, de ce nu se asfaltează? De ce mai avem străzi pietruite în Săcele? Și e legitimă întrebarea, cumva. E legitimă. Că iată ce înseamnă din 189 de străzi din Săcele, doar 59 sunt asfaltate. Aceasta este statistica. Tristă, într-adevăr. Așa ați preluat Săcelele. Da. Anul trecut am asfaltat în jur de 6 străzi, acum 2 ani 4. Anul acesta ne-am propus să asfaltăm 10 străzi, dar ca să le putem asfalta, trebuie să avem și infrastructura. Și aici mă refer la apă canal, că nu putem asfalta o stradă care o spargem din două în două săptămâni. Corect, dar pare atât de pesimist un calcul, deci până la 100 și de străzi, la ritmul înseamnă 12 ani. 12 ani, pentru că sunt lucrări de amploare, lucrări de apă canal. Nu vă spun faptul că avem proiecte mari în Săcele. Cred că în maxim o lună vom începe lucrările pe 7 străzi de apă canal și cred că în cursul anului viitor, undeva prin luna martie, vom începe pe încă 20 de străzi. Dar sunt proiecte mari, cu foarte mulți bani. O parte din bani vin de la guvern, prin programul PNDL2 și o parte de la bugetul local. Deci guvernul și bugetul, dar planul practic foarte realist, ar fi 10 ani să celele nu se termină de asfaltat. Este un plan realist. Doar dacă găsiți o comoară sau cum. Nu avem cum, pentru că tehnic nu putem. Dar tehnic. În aceste condiții, ce le spuneți oamenilor? Pe cine alegeți și pe cine dați deoparte atunci când se decide asfaltăm strada cu tare sau strada cu tare? Nu alegem așa că dați cu banul, vrem, nu. Cum se întâmplă, deci, că oamenii sunt curioși. Sunt deja proiecte foarte clare și, cum vă spuneam, proiectele le-am început din cartierul Baciu.
cartier care a fost văduvit în ultimii 26 de ani, unde nu există nicio lucrare. Deci ați început de unde era cea mai mare nevoie. Vom continua probabil la anul și în următorii ani cu cartierul Turcheș, Cernatul și vom merge până în Satul Lung, probabil în următorii 6, 7, 8, 10 ani chiar. Bun, deci așa sună realist. Sună foarte cifrele. Mult, dar așa este. Întreabă și cei din zona Bunloc, plătim impozite mari, străzile sunt, știți foarte bine cum arată, sunt acele capace de canal, sunt gropi, sunt chiar înfipți dacă niște pomișori, așa, dacă în unele discutăm canale. De zona Anele Bunloc, că de acea zonă domn primar ne-a promis, aveam astăzi mesaje. Așa este. Nu mă așteptam să fie atât de grea preluarea acestui cartier de la Consiliul Județean, pentru că el a fost dat în administrare în 2006. Într-un final l-am putut prelua anul trecut în toamnă. Am început deja proiectarea pentru acest cartier undeva prin iarnă, în decembrie, și ați văzut că de o săptămână jumătate constructorul deja s-a apucat de lucrări. Strada Fagului. Da, întâi de strada Fagului, care era cea mai distrusă. După aceea va fi strada Molidului, strada Frasinului, strada Gorunului. Le terminați în câți ani? Ei, aici nu e vorba de ani. Termenul maximal este de 31 octombrie anul acesta. Deci anul acesta. Știau oamenii ce știau. Domnul primar a promis anul acesta. Cartierul va fi gata la 31 octombrie anul acesta. Aveți altă zonă, că e orașul extremelor, cum am titrat pe burtiera acestei emisiuni. Domnul prefect Marian Rasaliu spune aici în emisiune de curând că a somat cumva primarii tuturor localităților să vină cu o statistică foarte clară privind locuințele, construcțiile ilegale, construcțiile... Aveți un cartier întreg și mii de suflete care cred că stau în asemenea locuințe improprii. Dacă discutăm de cartierul Gârcii, este clar că proporția este de 90%, 90%. Construcții ilegale, așa le-am moștenit. În zone cu risc sunt multe? Sunt câteva zeci de case în zone cu risc, în zone inundabile, pe cursul de apă al râului Gârcini și pe cursul de apă al râului Tărlung. Avem un proiect mare în cartierul Gârcini, dar și acesta va fi de durată, inclusiv un proiect de locuințe sociale. Dar și aici discutăm de un proiect care se va finaliza cam în anul 2022. Deci, iarăși sună da, departe. Dar anii trec, dar le facem cu cap, inginerește. Că altfel, dacă tot aruncăm, haotic și cârpit, dacă tot aruncăm petarde și dăm termene rapide, ceea ce eu nu fac niciodată. E un risc pentru un primar însă, să nu spuneți, să nu mințiți frumos? Eu nu mint. Eu spun ceea ce se va întâmpla în termenele pe care ni le-am propus, termenele realiste, să știți. Și nu vă spun faptul că nu numai în Gârcini sunt construcții ilegale însă cele, sunt și în alte cartiere și, culmea, avem și consilieri locali care au construit ilegal. Consilieri locali în funcție. Dar, la un moment dat, sigur că trebuie să intre fiecare în legalitate. Aha, da, foarte, foarte interesant. Presupun că nu sunt din partidul dumneavoastră, nu? Nu. Măcar atât, ar fi fost puțin stânjenitor. Ce se întâmplă în Săcele? Pentru că v-am văzut eroul unui episod foarte nefericit, ușor halucinant, cel legat de frâne, de prezoane. Și v-am mai văzut și eroul unor știri lansate neasumat pe niște site-uri. Și se știe foarte clar, în momentul în care o știre denigratoare e lansată pe un anumit canal și numai pe acel canal, de obicei e vorba de un șantaj și se urmărește ceva. Vă simțiți vizat de cineva? Ați supărat? Eu cred cineva? Că da. Până acum nu m-am gândit la acest lucru, dar de câteva zile, da, cred că sunt, să zicem, constrâns până la urmă. Au fost niște presiuni asupra mea, la care n-am dat curs. Spuneați de acele incidente, da, pe data de 8 iunie, în trafic accidental, chipurile mi s-au desfăcut, piulițele de la cele 5 prezoane la roata stângă față, toate cele 5, ceea ce este imposibil din punct de vedere tehnic. Tocmai, sunteți inginer, ca da, și mine. Da, sunt inginer și atunci am zis, domnule, haideți să trec cu vederea, cine știe ce s-a întâmplat, pentru că știu că dacă intri într-o vultoare cu asemenea știri, ați văzut ce se întâmplă, cine știe unde se ajunge. Bine, unii te pot ironiza, alții te pot decredibiliza. Deși cred că am greșit, că nu am dat atunci cursul unei sesizări la poliție, în data de 8 iunie. Ulterior, pe data de 2 iulie, cum spuneați,
am rămas fără frâne în trafic, în Săcele, deodată, adică, ce să zic, am fost fără replică. Atunci chiar am anunțat poliția, au venit, au cercetat, cum au cercetat. N-am vrut să-mi aleg eu expertul tehnic, am spus să-l aleagă dânsii, am fost de acord cu expertiza finală, o expertiză care a spus că este o defecțiune tehnică, culmea, să rămâi complet fără frâne în trafic, nu prea se întâmplă așa ceva. Dar am acceptat expertiza, s-a închis dosarul. De ce s-a acceptat-o? Pentru că sunt conștient că dacă intri într-o vâltoare din aceasta de stilistică, să zic așa, nu v-ați spus faptul că am fost sunat de la București, de realizatori, da, de emisiuni, de emisiuni, ca să facem un caz Elodie, zic, domnule, n-am timp de așa ceva, eu am de lucru. Sunt om serios, doar că s-ar putea dar, să escaladeze. Nu este exclus. Eu, acum mi-am luat niște măsuri de siguranță, de când mi s-au desfăcut prezoanele la roată, mi-am pus sisteme de antifur speciale, n-am mai putut umbla acolo și am umblat la frâne. Acum s-a schimbat complet tot sistemul de frânare, a costat în jur de 10.400 de lei tot mecanismul. Ca măsură de precauție, în fiecare seară bag mașina în curte. Asta este, că până acum o țineam în fața porții. Da, sunt, deci nu mai sunt o persoană normală. V-ați pierdut din liniștea de altă dată, totuși. Nu credeam că se poate întâmpla așa ceva. Bun, știți foarte bine că lasă cele niște șoareci au incendiat la un moment dat o mașină, deci nu e un oraș în care să nu s-a fi întâmplat niște lucruri. Știu că au fost și alte cazuri. Eu sper să se oprească aici. Bun, deci cumva ați făcut o corelație între anumite presiuni pe care le-ați simțit. Probabil nu vreți să spuneți mai mult în acest moment. Da. Probabil că vă spune în altă parte, pentru că toate aceste chestiuni mi-au ajuns undeva cuțitul la oș și eu cred că n-ar trebui să rămân aici, să le înghit eu și să le țin doar pentru mine. Sunt de 2 ani primar, cu rezultate, zic eu, și deja media cunoaște, știu și săcelenii, și mai ales că, da, sunt o persoană verticală și n-am dat curs niciodată la așa zisele măgării, cu ghilimele de rigoare. Să le spunem măgării. Măgării, da. Eu aș fi riscat un cuvânt mai îndrăzneț. Așteptăm cu sufletul la gură vești bune, sau de fapt în acest domeniu no news, good news. Adică e mai bine să nu mai vină știri de acest fel, să vină știri legate concret de Săcele, pentru că este un oraș în care sunt foarte, foarte multe probleme, sunt foarte multe lucruri de făcut. Ați promis în urmă cu 2 ani că redeschideți spitalul, toți adversarii politici au spus că e vorba de o gogoriță electorală. Ce se întâmplă în acest moment cu spitalul, care, într-adevăr, anul trecut, la data promisă, și-a reluat activitatea cu foc mic. Importante, da, a fost spitalul, deci capitolul mare de sănătate. Spital, policlinică și creșă. Sunt cele 3 componente mari, zic eu. Spitalul l-am redeschis anul trecut pe 19 iulie. Anul acesta, pe 1 mai, deja avem spitalizare continuă, da? Cu tot ce înseamnă medici, asistente, personal medical, pe ansamblu, auxiliar și pacienți, bineînțeles. Spitalul funcționează perfect, pot spune. Deja am intrat în contractare cu Casa de Sănătate și lucrurile merg în direcția bună. Am alocat și sume importante de la bugetul local pentru investiții. Anul acesta e vorba de peste 10 miliarde de lei. Plus încă aproape 4 miliarde de lei, în jur de 3 miliarde 700 lei vechi, pentru a monta un lift, pentru că spitalul are 2 etaje și trebuie să avem lift, lift de pacienți. Deci lucrurile merg bine la spital. Ce specializări aveți? Ce tip de tratamente? Spitalizarea continuă, sunt pe 2 secții, pediatrie și interne, și la ambulatoriu sunt undeva în jur de 12 specializări. Specialități, cum să spunem, în teme medicali, plecând de la interne, chirurgie, pediatrie, cardiologie, ORL, oftalmologie, deci neurologie. Deci în acest moment aveți și medicii care... Sunt medici, la ora actuală sunt peste 20 de medici. 20 de medici care lucrează la Săcele, da? Cu normă întreagă la Săcele, nu fac naveta, nu sunt... part-time sau... Deci lucrurile merg în direcția bună. Chiar în această perioadă, cred că în lunile august și septembrie, vor avea loc concursuri pentru încă 17 posturi de medici.
Deci spitalul se repopulează. Da, exact. Și își turează motoarele, pentru că la momentul închiderii spitalul fusese renovat, spitalul era destul de performant, era accesat sigur de săceleni. Spitalul a fost renovat populație. În anul 2008, da. Arăta impecabil, da. Eu știu că am fost acolo și din păcate l-au închis, că l-au închis. În 2011. Bun, a fost un gest absolut asta a fost. Halucinant. Deci este un proiect pe care mi l-am asumat și iată că... Și în care nu credea nimeni. Nu credea nimeni. Nu v-ați temut că nu se poate totuși acum? După 2 ani poate puteți să ne spuneți. În campanie oamenii spun la un moment multe. Dat, mi-am zis că cred că n-am nicio șansă. De ce? Începusem proiectul de câteva luni și nu găseam o persoană care să coordoneze tot ce înseamnă acolo. Mă refer la manager, care să știe ce se întâmplă, toate procedurile, mecanismele. Că noi știam să preparăm clădirea, să igienizăm zona, să facem dar ce știam noi. Dar era și zona medicală. Era și zona medicală, clară, pe proceduri care nu știa nimeni. Și am găsit o persoană deosebită, managerul de astăzi, doamna Pârvan, impecabilă, ca și manager. Omul care sfințește locul. Exact. Și dacă nu era dânsa, nu cred că reușeam. Iată, când îți dorești ceva cu adevărat, vin și oamenii. O clădire care arăta bine, dar atât. Deci ați avut momentul la care v-ați am îndoit avut, că am avut cam 2 luni de zile. Nu găseam persoana. Dar am găsit-o și e bine că... Am înțeles. Policlinica, am văzut da, cabinete. Policlinica s-a făcut lucrări și anul trecut și anul acesta. Lucrări importante de amenajare, de modernizare, tot ce înseamnă clădire pe interior, acces, holuri, grupuri sanitare, plus cabinete. Da, arată de 5 stele acum. Exact cum ne-a dorit. Acolo a fost mai ușor să înțeleg. N-a fost chiar atât de ușor și să vă spun de ce. La ora actuală, în policlinică, sunt medici care au cumpărat spațiile medicale, da? Sunt proprietari. Din 100% cât este policlinica, 25% o reprezintă spațiile actual medici care sunt proprietari. Și au fost câteva săptămâni bune până când ne-am convins și pe dânsii că nu puteam investi singur ca primărie, că nu aveam voie, decât 75%, cât spune că aveam noi proprietate. I-am convins până la urmă, 99% dintre ei, să aloce și dânsii bani pentru partea lor de uz comun și da, am reușit, dar mi-a luat cam 3 luni de zile până i-am convins că trebuie să modernizăm policlinica. Și am făcut-o și pe asta. Deci este și o etapă de convingere pe care trebuie să o luați în calcul. S-a înțeles până la urmă și da, a fost bine. Și acum arată de ce această rezistență totuși? De ce trebuie și o perioadă de convingere, de lămurire, de inerție, și de rezistență? Ce se întâmplă? 26 de ani la Săcele nu s-au întâmplat decât foarte puține lucruri. Foștii primari nu s-au implicat în asemenea proiecte. Au avut poate alte proiecte de altă natură și vom discuta pe altă ocazie. Proiecte mai speciale, pentru unii numai. Și sigur, lumea nu mai avea încredere în proiectele primăriei. Deci de aici ar fi reticența, da, nu mai aveam pentru că oamenii că simt nevoia. Li s-a promis că să face și nu s-a făcut nimic ca timp de 26 atunci de ani. Atunci nu mai ai încredere? Da. Mi-a luat timp până i-am convins. Și iată că suntem într-o fază când lucrurile arată bine. Una peste alta, ați ajuns la jumătatea de mandat și aveți deja o părere foarte clară privind această muncă la primărie. E ceea ce așteptați să fie sau e mult mai greu? E mai ușor decât vă așteptați? Am lucrat 28 de ani în zona privată, unde e foarte greu să știți, mai ales dacă ești conducător și unde conduci sute de oameni, aproape 1000 de oameni. Dar aici mi-a fost greu și încă mai este greu vis-a-vis de proceduri. Toți primarii plâng aceste statutul proceduri. Funcționarului public. Nu se întâmplă peste noapte dacă îți dorești. Dacă ai resurse, dacă ai bani, dacă ai, nu poți să le faci peste noapte, pentru că intervin procedurile care ne omoară pe toți. Trebuie să respectăm sistemul de achiziții, oamenii, dacă vor unii, dacă nu vor, trebuie să vedeți ce soluție găsim, pentru că se întâmplă dacă unii angajați nu vor să facă, nici la ora actuală. Și ca să poți și are pârghie primarul să-l constrângă, pârghile să-l pedepsească, să-l motiveze? Pârghile durează 6 luni de zile ca să... Deci, da?
6 luni sau poate și mai mult. Și pe omul venit din privat cu un anumit ritm de lucru, în poate privat, deprima această rezistență. Dacă îmi impunea să fac ceva a doua zi, s-a întâmplat, să știți, și nu glumesc. Asta era. Și satisfacțiile sunt... Dar după 2 ani, sigur, mulți s-au învățat cu stilul meu de lucru, aproape toți din primărie. Deci v-ați făcut o echipă sau s-a adaptat echipa? S-a adaptat o mare... Au venit și alții oameni noi în primărie, oameni din zona privată, să știți. O spun cu mândrie, care altcumva percutează, să știți. Dar cei care au fost în mare parte angajați în primărie au înțeles că ritmul este altul. S-au dat pe brazdă. S-au dat pe brazdă pentru că nu aveau nicio șansă altfel. Cei care n-au ținut ritmul, nu mai sunt. Asta este. Unde sunt cele mai mari probleme în zona asta de resurse umane în acest moment? Unde simțiți că e o... Am avut probleme în zona de urbanism. Urbanism. Urbanismul, da. Acum, din fericire, de câteva săptămâni avem arhitect șef, o persoană care vine din zona privată, după 18 ani, și abordează altcumva tot ce înseamnă zona... Și ca un botez zona asta privată. Da. O călire. Am iarăși probleme în zona de personal tehnic, în zona de investiții, pentru că acolo sunt câteva persoane, dar nu sunt suficiente. Zona juridică, și acolo avem carențe, dar sper că n-am avut câteva luni secretar al municipiului, acum avem și secretar, avem arhitect șef, iarăși de 2 ani de zile nu avem director economic, am susținut 4 examene, n-a luat nimeni în concursul, ce să facem? Dacă lumea nu învață și mă și mir pentru că motivarea financiară este una foarte bună, să știți. Acum este o motivație este una financiară bună. Să vă dau un exemplu, un director economic are peste 10.000 de lei salariu. Adică asta este ce discutăm. Dar, și responsabilitatea. Responsabilitatea, probabil, sigur că da. Și există acea, probabil, teamă, ați văzut ce se întâmplă prin unele primării, discuții, nu semnează. Au fost niște ani în care, a fost această rezervă de a semna. Da, eu cred că... Mai există această teamă de a semna? La primăria Săcele nu mai există. Nu mai există. Pentru că lucrurile sunt clare, transparente. Și nu pun pe nimeni presiune vis-a-vis de a semna un document. Dacă nu este ok, sigur... Se discute și să vedem ce nu este în regulă. Bun, au fost ani de zile și legenda firmelor de casă. Văd că nu vă ocolește nici pe dumneavoastră această suspiciune. Până la urmă, ce e adevărat și ce nu e adevărat cu firmele de casă? Da, a apărut o știre azi dimineață. De cele neasumate de care vorbeam. Haideți să vă spun ceva. Un patron din Săcele, un patron important, mi-a spus acum câteva luni că el nu credea că un candidat la primăria Săcele, în speță eu, nu o să ceară bani. Da. Nu o să ceară bani la unii patroni pentru campanie, pentru... Mă rog. Niciodată n-am cerut bani la nimeni și nu glumesc când spun acest lucru. E un risc mare. Nici în campanie, nici după. Pentru că știu ce se întâmplă. Motivarea, la ora actuală, a primarului este una ok. Nu este un secret. Un primar are în jur de 12.000 de lei salariu. Atâta este. Dacă ne comparăm cu zona sanitară, unde un medic sare de 22.000 de lei, zicem, poate nu e bine. Dar este bine că este așa. Sigur că unii au atacat, pentru că, așa cum v-am spus, n-am dat curs la unele presiuni și nici nu o să dau. Nu o să mă sperie nimeni, să știți. Nu o să mă sperie nimeni. Că știu că sunt o persoană curată, n-am avut de-a face cu nimeni, lucrurile sunt transparente. Până la urmă, și primarul are voie să aibă prieteni totuși, nu? Care câteodată, da, am prieteni, sigur, am prieteni de 20 de ani, de dar 30 de ani. Dar nu vor contracte la primărie. Niciunul. Da, adică sunt prieteni de altă natură, nu discutăm. Nu s-au înmulțit prietenii de când sunteți primar? Sau sunteți selectiv? Cred că s-au împuținat prietenii. V-au cerut diverse lucruri. S-au împuținat prietenii, unii au cerut, n-am dat curs și asta este. Ne oprim aici. Cu riscul de a pierde prietenii. Ne oprim aici, da, asta este. Ne oprim aici, n-am nicio problemă. Până la urmă, pentru că știu ce înseamnă că fiecare primar este monitorizat sau dacă faci o greșeală, domne, ferește. După aceea ai de pătimit. Nu vă temeți că sunteți monitorizat, că sunteți urmărit, că sunteți amenințat, că sunteți... Să știți că până acum 2 luni nu mă gândeam la acest lucru. Nu v-ați gândit de la 2 ani? Acum, nu, niciodată. Niciodată nu m-am gândit. Pentru că am avut și am foarte mult de lucru.
sunt concentrat efectiv pe munca mea, pe ceea ce fac. Dimineața la 7:30 sunt la birou și plec după ora 18:30-19. Așa era și deci, la privat? La privat era mai rău. Deci până la urmă sunteți adică obișnuiți? La privat, și... dacă trebuia să stau până la ora 22, eram acolo. Trebuia, nu ne jucam. Sau sâmbătă, duminica. Și n-am timp. N-am timp de alte chestiuni decât de muncă și muncă și muncă. Colegii mei din primărie, unii sunt exasperați pentru că le cer în fiecare zi. Sunt operative, sunt discuții pe fiecare proiecte. Așa am fost învățat în fabrică, unde am lucrat, aplic și această metodă și e greu cu un șef workaholic așa. Mai e ceva când ești primar. Această, bun, odată-i votul oamenilor și încrederea care ți-a fost dată în momentul în care ai fost ales. În momentul în care, iată, începi să se facă lucrări, pentru că însă cele chiar s-au mișcat atâtea lucruri, cresc pretențiile, vine o presiune și mai mare. Niciodată nu poți mulțumi pe toată lumea. Eu știu că sunt și oameni nemulțumiți. Încerc să le explic. Am văzut și reacții chiar furibunde. Încerc să le explic că o să vină și rândul în acea zonă unde locuiesc dânsii și le spun și anul. Pentru că știu că se va întâmpla în acel an. Acum nu mai dau chiar cu zi și cu lună, că n-am cum să știu. Dar am un plan foarte clar. Pe 12 ani. Că voi fi eu peste încă 4 ani, peste încă 2 ani, foarte bine. Că va fi altcineva. Sper să ducă proiectele pe care le-am dezvoltat să le ducă până la final. Un proiect important și este bine de știut, la care țin foarte mult, este vorba de proprietatea municipalității. Când am preluat în 2016, am făcut o verificare și aproape nimica nu era intabulat. Da, aproape nimica. Doar clădirea primăriei. Tot e bine. Era bine. De atunci am intabulat peste 1800 de hectare de pășune alpină, peste 3000 de hectare de pădure din cele 13000, un cartier de blocuri din cele două, anul acesta urmează al doilea, cele trei bulevarde principale, drumuri forestiere, drumuri agricole, străzi. Și spunem de străzi, am intabulat până acum în jur de 20 de străzi. Merge foarte greu, pentru că sunt foarte multe suprapuneri. Sunt date tehnice și ia foarte mult timp. Dar dacă nu facem aceste intabulări, nu putem face investiție, foarte clar. N-ai proprietate, nu s-a făcut. Nu s-a făcut până acum. Nu poți investi. Exact. Eu sper ca până în 2020 să închei acest capitol vis-a-vis de intabulări. Nu e foarte optimist termenul? Nu. Eu cred că vom reuși, mai ales că acum suntem într-o fază finală cu încă aproape 7000 de hectare de pădure, mai rămân încă vreo 3000 pentru anul. Cartierul Parcă Ștefan cel Mare, da, iese anul acesta, la anul va fi cartierul Precizia și străzile într-un rind de câte 20 de străzi pe an, 30 chiar, eu cred că în 3-4 ani le putem rezolva. Puteți rezolva. Da, da. Având un plan a la lung, iată, vorbim de 10-12 ani, aveți și o, presupun, o predicție și aveți dorința de a continua mandatul. Asta sigur înseamnă că se vor intensifica în următorii 2 ani atacurile politice, încep să se trezească adversarii. Sunt fost dintre doi cei care ani, vă vor locul. Au fost 2 ani de o liniște aparentă. Da? Cea dinaintea furtunii. Da. Unii au văzut că lucrurile merg bine la Săcele și merg bine. Da, da? Asta nu convine unui adversar. Și nu convine. Și ce băi, dacă pe ăsta îl tot lăsăm să crească, nu mai învinge nimeni în 2020, 2024, ei nu știu ce se va întâmpla. Și sigur că vor fi, deja sunt nici atacuri. Sunt atacuri și la persoană, și la familie, și, mă rog, se încearcă. Sigur că și eu o să răspund, că nu o să rămână acolo cum undeva. Cum o să răspundeți? V-ați făcut un plan? Da, bineînțeles. Cum răspund? Prin proiectele pe care vreau să le realizez, o să explic oamenilor ceea ce este adevărat și ceea deci veți, ce nu. Veți vorbi cu oamenii. Voi discuta cu oamenii, voi comunica mult mai bine ca până acum. Poate a fost o sincopă a mea în ultimele luni, că n-am comunicat foarte bine. Cu atâtea inundații? Da, a fost de lucru. Dar, sigur, sunt pregătit și de o luptă politică, pentru că, vrem, nu vrem, sunt și eu acolo mic politician local. Sunteți, vechi în politică din 1992, care nu sunt chiar... M-au spăimântat niște comentarii făcute la momentul la care ați făcut public faptul că s-au tăiat frânele, s-au desfăcut prezoanele. Comentau ciuma roșie,
PSD, vă afectează această poziție? Administratorul nu. Județului? Nu. Primarul este în primul rând un administrator când, și mai puțin politician. Când am depus dar... jurământul în iunie 2016, am spus foarte clar, o să fac foarte puțină politică și cât mai multă administrație. Asta am și făcut timp de 2 ani de zile. Și o să fac și în următorii 2 ani. Dar sigur că dacă sunt atacat... E cea mai bună politică. Dacă sunt atacat, sigur că voi răspunde. Nu să posta acolo, să v-ați simțit atacat că sunteți PSD sau că sunteți primar și vă faceți treaba și că nu faceți pe placul unora? Foarte sincer. E sincer, mă simt atacat că fac treaba. Că faceți treaba, da. Nu are legătură cu gândul, culoarea. Ați văzut că n-am apărut foarte des pe zona politicului, n-am apărut nu, chiar des foarte legat de ștampila PSD și sunt în PSD din 2004. Din 2004, da? Dar eu îmi fac treaba, să știți. Deci, dacă sunt primar, motiv. Îmi fac, da. Dar ajutat ați fost că tot vorbeam de guvern, vorbeam de bani și de faptul că ar trebui să fiți de ale lor, să spun așa, deci să aveți niște avantaje. Sunt de ale lor. V-ați pus speranțe în ăsta. Mi-am pus mari speranțe, mai ales când am avut guvernul ales, parlamentul, guvernul în decembrie 2016, da? În ideea că lucrurile vor merge mai bine pentru săceleni, nu pentru mine. Sau... Că veți fi ajutat. Vor fi proiecte, vor fi pârghie pentru marile proiecte din Săcele. Cu regret o spun și nu e prima oară când o spun, a fost un ajutor minimal, ca să zic așa. Și vă dau un exemplu acum, legat de inundațiile masive și din Săcele. Am făcut documentațiile necesare, care le-am trimis la guvern, și din 1.600.000 de lei solicitați de primăria Săcele, am primit 30.000 de lei. Deci, ca să discutăm... Să spunem că e prietenie sau că... Nu știu ce... I-au spus asta, că dacă Virgil Popa se descurcă singur, ce să-l mai ajutăm? Ne ajută el pe noi. Aduce voturi. Mă descurc, dar nu este ok, pentru că proiectele sunt atât de mari când de multe ori am și nevoie de ajutor. Financiar, nu de altceva. Da. Mai aveți timp să bateți drumul la București? Am fost de foarte multe ori la faceți București. Diligențe? Am fost la București. Uneori am reușit, de multe ori n-am reușit. Am înțeles. 30.000. Asta a fost, ce să facem? Cum vedeți următorii 2 ani? Am lămurit că vă așteptați la intensificarea atacurilor, dar... De o parte, partea politică și atacurile care vor fi inerente, pentru că nu mă vor lăsa unii. Să mai mă dau un exemplu, că e foarte clar și e public. În ședința de ieri de Consiliu Local, am avut 2 puncte pe ordinea de zi, 2 proiecte importante de investiții. Modernizarea a 2 străzi, e vorba de strada Livezii și strada Barajului. Și aveam informații că unii colegi din Consiliu Local, și o spun tranșant, din zona liberală, nu este un secret, se vor opune acestor proiecte pentru municipalitate. Și zic, ce să fac eu? Ce pârghii să am? Și sigur că am cerut ca să vină niște cetățeni să asiste, să vadă cine este de acord, cine nu este de acord cu proiectele pentru oameni. Asta e cartea, asta e soluția. Și asta este. E o soluție legală. Oamenii au venit, au participat și eu cred că a fost bine ce am făcut, pentru că n-au avut curajul să se opună acestor proiecte, da? Și le-au votat toți în bloc. Deci, iată până aici am ajuns. Iată ce face transparența. Da. Este o pârghie la care am apelat pentru că era necesară să aprobăm aceste 2 proiecte, era necesar pentru că străzile sunt vai de mama lor. Și acum când am găsit și bani, avem și proiectele tehnice, erau totul gata, numai să dăm drumul, cineva să opune ca să nu facă primarul să nu Popa, puncteze să nu electoral, ceea e ce o rațiune uneori. Cred că nu este constructivă acest tip de lucru. Deci vă bazați în următorii 2 ani pe muncă, 100% pe echipă. Pe echipă, de la primărie, da. Și pe transparență. 100%. Ce mai adăugăm? N-aveți încotro, altfel vă mănâncă cu ful și cu tot. Vă spun sincer, nu o să mă las. Niciun fulg, deci. Intimidat de nimeni. Ăsta sunt eu, am trecut prin multe în viața aceasta și sunt un om tare. Pentru unii voi fi o nucă al naibii de tare. Mulțumesc mult pentru prezența în emisiune, pentru Săceleni este de a Dumnezeu să fiți omul pe care l-au votat și de la care așteaptă atâtea lucruri. Numai bine! Să auzim de bine dinspre Săcele. Doamnelor, domnilor, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Mix Actual. Ne-am văzut pe Mix TV, ne auzim la Radio Brașov. Onelia Pescaru sunt. O seară excelentă tuturor!